Astăzi, la sediul Inspectoratului de Jandarm Județean a avut loc ceremonia militară și religioasă organizată cu ocazia prezentării noului drapel de luptă al Unității. Acesta evocă trecutul glorios de luptă al poporului român pentru libertatea națională și tradițiile de luptă, amintind fiecărui militar datoria de a-și servi cu credință patria și de a apăra cu orice preț suveranitatea și independența României. Primul drapel al unității a fost primit în 1968 la înființarea Batalionului de Securitate Maramureș. După Revoluția din 1989, unitatea primește numele de Batalionul 32 Jandarm Baia Mare, iar cu acest prilej se înmânează al doilea drapel de luptă. Datorită modificărilor aduse legii privind stema țării și sigiliul statului, prin legea 146 din 2016, coroana de pe capul Agvilei de Aur din stema României a revenit în însemnele oficiale, motiv pentru care IJJ a primit un al treilea drapel de luptă. Fiecare drapel de luptă are elemente de identificare proprii. Drapelul de luptă al unităților militare este confecționat în ateliere speciale și este compus din flamură, hampă, Agvilă și accesorii.